Salutare YouTube! You motherfuckers! Încerc să văd dacă reușesc să rezolv cu sunetul. Nu cred, nu sunt convins. Video de astăzi cred că e imposibil de ascultat. Da, asta e. N-am ce să fac. Nu găsesc niciun microfon destul de bun, că am încercat câteva, nu știu care-i faza cu sunetul ăsta. Am scăzut expunerea un pic la cameră, mai ales acum când e așa soare. O să vedem ce se rezolvă. Încă nu-s convins că am rezolvat. Dă te în pizda, mă, tizez de pe bicicli când treci trecerea. Dar o să vedem. Momentan ăsta-i setup-ul și cu asta defilăm. Supravătură până la aeroport. Și vedem care-i șmecheria. Un Daredevil biker. Asta podul plin de mașini, asta se întâmplă întotdeauna. Temperatura apei. Și ne-am strecurat un pic. Trebuie să închid motorul. Da. Acum este destul de mult. A, deci, cam asta e situația în momentul de față. Asta e nivelul tehnic la care lucrez. Nu prea am ce să-i fac. Destul de greu de scos tot zgomotul ăsta. Dar să vedem.
Well, I can't help. Și pe lângă asta e destul de complicat să merg pe căldura asta cu casca total închisă. Adică măcar o fantă aici în față trebuie să las, ca să pot și eu să respir. Și... asta înseamnă că se adună la sunet. Tot felul de zgomote. Zgomote care, evident, nu ne ajută. Rămâne a treia. Deja viteză, cât de cât atunci trebuie să închid viziera, dar în rest, mai ales în oraș, e super cald. Bă, dar ce fac ăștia aici, frate? Ce-i cu prosteala asta? Se întâmplă de fiecare dată când se alege sau ceva. Moare ce nasoală chestia asta. Fața ți se duce pe o chestie, dar spatele pe altă chestie și nu mai simt cum te ia stânga-dreapta. E frezat pe aici pe jos. Super ciudat. Ce bine că am văzut intrarea aia, că dacă nu așa luam o chestie de aia direct în roată. Pe principiul condiția motociclistului, motovlogger. Sunet ciudat, căldură, chestii de genul ăsta. Aglomerație. Scur de apă pe mine la propriu. Mașinile astea așa de fain. Se opresc, frumos. Omul prevăzător care s-a cumpărat acum lemne. Mm-hmm.
era soberba. Era como la mía. Para que la mía, pero... Cred că dacă ajung până în toamnă, cel puțin în zona asta în care nu se dice lemnele, nu se tragă tot. Faza e că nu mai găsești, efectiv nu mai găsești. Ceea care încă funcționează pe lemne, nu au ce să facă. Nu se folosește în industrie. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Să vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Ducă o depășire cum ar trebui. Aeroport din satul mare mi s-a oprit, deja mi s-a umplut casca de tot felul de niște guanghi de chestii. Ura! Motorul e pomită. Smecherii naturale ai vieții noastre.
Desde casa trece la su mașină perfectă la un aeroport. Zic că asta e cea mai bună metodă până la urmă. Hai, noroc! Autovlog, tare! Ce? Icon! Da! Faine! De piele? Da! De piele de puta? De piele de puta madre! Pentru că, ba da, dar nu... Intră aer și zgomot și chestii și droguri. La geara! Hulk! Așa facem când merem. 350. E tu mai la mare? No. No, aveți grijă de mai acolo. Cavasești nu! O, e din Powerplay. Exact. Na, ne auzim. Ce e dit? Aveți grijă de mai acolo. Trace pe tuta. Hai, din soare. Nu uitați să vă abonați. Thank you.
Да-да. De asta se întâmplă din păcate. Probabil că România n-ar trebui înmatriculate mașinile cu volan pe dreapta, pentru că și asta e unul dintre motivele pentru care s-a întâmplat aici chestia asta. Ana, nu depinde de noi. Am pus a ele pus.
Respect! Trebuie să arăt un motociclist că ești mai rapid ca el. Nu că ești, trebuie să arăt că ești. Foarte profesionist. Foarte profesionist. Am rămas impresionat așa, în sinea mea. Bineînțeles. Ăla e la norma de poluare corectă. Da, și ne oprim la biserica cu lanțuri. Da, 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 da. 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 Da, da, da.
Degeaba că nu are niciun sens. Da, nu are niciun sens. Nu poți să-l dai. Să rupe. Nu-i probă. Păi tu dai o pe asta, că nu-i stres. O pun pe net, când eu nu-i trebuie, da? De-aia că e degeaba. E degeaba. Din păcate, e degeaba. Băi, cum m-a impresionat profesionistul ăla, extraordinar. M-a venit el cu BMW, cum m-a luat curba, mamă. M-a impresionat. Extraordinar, s-o pierd așa, nu mă prin minte. Deci, a rămas surprins, adică nu găsesc așa, tot timpul. Trebuie niște șoferi adevărați care... Puțin mai ești de așa, pe lumea asta. Extraordinar, extraordinar. Cum a accelerat ieri în spate, venind de pățit, mamă. Câtă clasă, câtă... Nu pot. Respect, adică n-ai cum. Clar că n-ai. Când trebuie să te simți mic. În fața unor exemplare umane de acest calibru, n-ai cum. Nu mai pomeni, extraordinar. Profesionist. Ce sunt profesioniști de BMW-uri. Dar de ce stau eu la afară? Aș putea că stau la umbră. Bine, și la umbră la fel de cald. Asta este biserica cu lanțuri, pentru că este încercuită cu un gard cu lanțuri. Asta e nivelul de imaginație la care trebuie să ne așteptăm de aici. Are unde să pună dita cu pe ea curioasă? Carcă! Și unde pui? Și pe unde merem? Pe unde? A drumul ăsta acum se face. Aha. O luăm pe după ăsta? Nu, scuzați să nu te uiți. Păi eu te uiți. Uite-te. Păi uite, v-am pus de-asta. Dar vezi la mine pe Facebook, pe pagina mea, că am dat chiar acum un share la o chestie. Ia-mi și pagina de Facebook.